Ziua de 26 aprilie a fost ultima zi caldă pentru caloriferele din Petroșani, cu începere din data de 27 aprilie, furnizarea agentului termic destinat încălzirii locuințelor a fost sistată și în capitala Văijiului. În celelalte două localități care mai primesc căldură prin sistemul centralizat Lupeni și Vulcan, caloriferele s-au răcit încă din 1 aprilie. Tradiționala revizie tehnică a termocentralei Paroșeni se va derula în acest an, în perioada 15 mai-1 iulie. Prin urmare, timp de 6 săptămâni, petroșenenii nu vor avea apă caldă. Începând de astăzi, nu vom mai furniza agent termic pentru încălzire, urmând ca, începând cu data de 16 mai, datorită unor informări făcute de către ESE Paroșeni, să sistăm și apa caldă, pe, așa cum este dat de către ESE Paroșeni, pe perioada 16 mai, 1 iulie, ei intră într-un program de revizii și reparații, drept pentru care va fi sistată furnizarea de agent termic și pentru apă caldă.